Cândva un mândru oraș turc, Antakya arată acum ca un câmp plin cu moloz și spații goale la un an după cutremur. La marginea orașului lor distrus, Engin Askar și fiica sa Kavin încearcă să ofere puțină normalitate. La fel ca mulți din regiunea afectată de cutremur, și ei trăiesc într-un container, o cutie din metal pusă la dispoziție de guvern. Hai să facem puțin balet, dar să ai grijă. Locul este îngust. Micuța Kavin are 6 ani, nu are loc să se joace. Iar aceasta este doar una din multele probleme. Frecvent nu există apă curentă. Uneori trezesc copilul la 2 noaptea ca să se spele, fiindcă atunci avem apă. Infrastructura orașului este distrusă. Autoritățile nu mai fac față. Totul a devenit mult mai complicat. Engin și Seval sunt profesori. Aveau o casă, povestesc ei, un venit constant și planuri de viitor. Se simțeau în siguranță. Dar totul s-a schimbat radical pe 6 februarie, în urmă cu un an. Peste tot era întuneric. Mă uitam în jur și brusc pereții aveau fisuri. Peste tot zburau pe jos lucruri. Credeam că e un vis urât. În viața mea nu mi-a mai fost atât de frică. Îmi amintesc cum am încercat să-mi protejez fetița, să nu pățească ceva. Iar ea îi tot repeta soției mele: mama, o să fie bine, tata ne salvează, nu plânge, e aici. Pentru a-și ajuta fiica să-și învingă spaimele, Engin o duce o dată pe săptămână la locul ei preferat, la școala de balet. Cutremurul le-a lăsat orfane pe unele dintre micuțele balerine. Instructoarea știe prin ce au trecut copiii. Ea însă și-a pierdut sub dărâmături rude și prieteni. Majoritatea copiilor n-au mai zâmbit. Erau în continuu distrași. Erau atât de înspăimântați încât nu voiau să-și părăsească familiile. Pas cu pas, i-am ajutat să își alunge teama, prin artă, împreună. Dorim ca ei să-și recapete o mică parte din viața de dinainte de cutremur. Lecția de dans îi ajută și pe părinți. Se simte ca o pauză. În sfârșit putem să respirăm și pentru scurt timp să lăsăm deoparte problemele. Este un sentiment plăcut. Dans și distracție, iar amintirea cutremurului este dată uitării. Pentru Kavin și alți copii, acestea sunt cele mai fericite momente. O scurtă pauză de la noua și neobișnuita viață în orașul lor distrus.